Istoria este cea din tâi carte a unei nații. Întrânsa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul. O nație fără istorie este un popor încă barbar și vai de acel popor care și-a pierdut religia amintirilor. Așa definea Nicolae Bălcescu acest domeniu fabulos pe care dacă îl studiezi ceva mai serios îți poate furniza răspunsuri la marile întrebări despre om și societate. Istoria se repetă ciclic, Vechii romani știau asta postulând că nimic nu este nou sub soare. Știind ce a fost, înțelegem ce este și ce va veni. Așadar, puțină istorie nu strică dacă vrem să înțelegem complexa scenă geopolitică a momentului. Ne miră pe toți, mai ales pe cei proveniți din estul năpăsuit de bolșevici, elanul neomarxist care amenință cu pulverizarea fundamentului iudeo-creștin al Occidentului și mai ales radicalizarea stângii proferată în nucleele universitare americane care au înlocuit limbajul de lemn sovietic cu sterilul concept de corectitudine politică. Începând cu anii 20 ai secolului trecut, infamul Trotsky a permis intelectualilor dizidenți să emigreze în Occident, unde au fost primiți cu brațele deschise de intelectualii pe care Lenin îi numea cinic idioții utili ai revoluției permanente. Neînțelegând strategia specifică jucătorilor de șah, care gândesc victoria cu multe mutări înainte de implacabilul mat, progresiștii occidentali primesc din nou cu brațele deschise grupuri masive de intelectuali și filozofi comuniști refugiați din Germania hitleristă, începând cu anul 1934, găsindu-le loc de cinste în elita universitară. Au trecut de atunci multe decenii și din păcate nimeni nu a înțeles la timp că prin aceste decizii au acceptat calul troian al comunismului care a sabotat de atunci necontenit fundamentul lumii libere. Progresistul modern nu își propune o reformă structurală a capitalismului neoliberal, ci devine vârful de lance al extremei stânci cu adânci ramificații în doctrina sovietică a omului nou – adică dezrădăcinat de tradiție, de religie, familie și de conceptul fundamental al dreptului la proprietate, mai ales de exprimare a propriilor convingeri. Noi care am trăit o parte semnificativă a vieților noastre în dictatură, înțelegem destul de bine capcana răsturnării valorilor lumii vechi. Filozoful neomarxist Karl Popper a elaborat conceptul ingineriei sociale fragmentare, prin care curentele ultraprogresiste să poată modela vechea societate conservatoare, să ducă tezele revoluției permanente gândite de sovietici prin convulsii sociale în epicentrul programelor de guvernare occidentale. La începutul secolului trecut, Marx și Engels propovăduiau îndemnul de a zdrobi societatea crudă și nedreaptă, Îndemn luminos, prin care săracii erau îndemnați să ruineze lumea bogaților, înlocuind-o în cele din urmă cu socialismul garantat de stat. Acest lucru a fost pus în mișcare prin Revoluția lui Lenin din 1917 și mai apoi după 1945, în țări pe care URSS le-a ocupat, cu ajutorul tankurilor sovietice și ale marionetelor lui Stalin. În urma celui de-al Doilea Război Mondial, desigur. Prima inginerie socială centralizată, comunismul, a acaparat puterea în sistem, eliminând competiția ideologică și economică, lăsând un singur jucător, Partidul Stat, să conducă prin decrete destinele societății. Astăzi, scopul progresismului, ca substitut al comunismului, este să fragmenteze societatea de la o generație la alta, până când copiii noștri se vor trezi direct într-o lume nouă, fără a-și da seama. Căci în viziunea lui Popper, progresismul se construiește pas cu pas, zi de zi, ceas de ceas, chiar sub ochii noștri, dar prin atâtea acțiuni mici și fragmentare încât să nu poată fi sesizat de oameni ca un întreg sau cu o acțiune pe scară largă dirijată de cineva spre un scop final. Ca și prima inginerie socială centralizată numită marxism-comunism și experimentul progresist numit de Popper inginerie socială fragmentară își definește fără echivoc inamicul ideologic conservatorismul, care își extrage seva politică din gândirea filozofului Lucius Carey, care postula, atunci când nu este necesar să schimb ceva, este necesar să nu schimb nimic. Pentru conservatorii e limpede, că ceea ce a produs civilizație, progres și prosperitate, nu are de ce să fie înlocuit. Baza este tradiția cu cele trei coloane fundamentale, religia, cultura și dreptul la proprietate. Și iată cum noi, dragii mei, trăim astăzi la scara istoriei, efecte ale căror cauze au fost generate cu mulți ani în urmă. La congresul Comsomolului din 1919, Lenin afirmase Noi nu credem în moralitatea eternă și considerăm perimate toate poveștile despre moralitate. Religia e opium pentru popor. Tradiția o închipuire feudală retrogradă. Ciudat este că fix același lucru îl postulează progresiștii astăzi, care neagă familia tradițională, religia și moralitatea iudeocreștină. Ultimul secol a fost apogeul materialismului, culminând astăzi în China cu succesul tehnocomunismului, iar în Statele Unite și Europa Occidentală cu transumanismul, de fapt variațiuni pe aceeași temă. Ca rezultat, în tot acest timp, omenirea a cunoscut cele mai mari tragedii din întreaga sa istorie. Două războaie mondiale, lagăre de exterminare, un bombardament atomic și o confruntare hibridă între Est și Vest. În lipsa oricărui sens spiritual, omul ispitit de materialism s-a lăsat cuprins de nebunie, iar crima a făcut ca doar în secolul 20 să moară mai mulți oameni decât în două milenii la un loc. Și ne îndreptăm cu pași repezi către amenințări și mai serioase. Războaie nucleare, robotizarea ființelor vii, desfințarea eticii și a moralității, destrămarea familiei și în cele din urmă dispariția speciei. Invitatul meu din această ediție este Daniel Roxin, jurnalist pasionat de istorie, scriitor și regizor, care a reușit în ultimii 15 ani să ofere publicului interesat și variantele non-canonice ale istoriei noastre vechi, aducând o nouă perspectivă asupra strămoșilor tracogetodaci. Este extrem de bine documentat analitic, asumat conservator, tradiționalist și fiind cunoscător al provocărilor neomarxiste. El ne va prezenta marile pericole care pândesc umanitatea în acest an, considerat de el ca fiind hotărător în ceea ce privește viitorul civilizației. Mulțumesc foarte mult, Daniel! Mulțumesc și eu. Ultima dată când ne-am văzut atât de aproape, cred că a fost cu vreo 10 ani în urmă, la un curs de-al meu la facultate. Cam așa. Deși împărtășim de multă vreme cam același areal de preocupări, viața n-a făcut să dezvoltăm o relație foarte apropiată și mă bucură foarte mult că ai acceptat să spargi în gheața asta. Suntem la vârsta la care ar trebui să, să fim atenți să ne mai adunăm, că cine știe cât timp mai avem. Exact. Te apreciez foarte mult și te-am definit așa în capul meu încă de atunci de când te-am văzut că ești un călător singurat ca așa, pe drumuri neumblate și asta e fascinant cumva, că ai curaj să deschizi cărări acolo unde nu prea s-a gândit foarte multă lume. Și vreau să vorbim de, de aici să începem și să ne spui cumva când s-a produs... Îndrăgostea asta ta de temele fundamentale, astea istorice, mitologice, religioase, tradiționale, într-un peisaj foarte modernist, foarte progresist. Da. Ca o completare la ce ai spus tu, aș zice că poziția asta de căutător care merge pe drumuri mai puțin bătute vine și cu un preț, pentru că inevitabil devii controversat când abordez subiecte care sunt tabu pentru o parte a societății sau pentru anumite o anumită zonă din partea universitară, academică, chiar politică, atunci este dificil. Dar nu mă preocupă foarte mult acest aspect și de aia îmi permit să forțez puțin lucrurile. Și să îi provoc pe cei din sistem de multe ori. Și cred că am făcut multe lucruri bune, am făcut și greșeli, inevitabil, n-ai cum să nu faci, pentru că eu nu sunt istoric. Eu am fost pasionat și sunt pasionat de istorie, atunci caut. Și atunci când am început eu pentru prima dată, în 2011, este anul care a declanșat. Acest proces de implicare totală în uh, zona aceasta de istorie străveche. Uh, sigur că m-a interesat istoria, m-a interesat întotdeauna istoria, dar ăla a fost momentul anul 2011 când am fost. Uh, fascinat de povestea tăblițelor de la Sinai. Atunci am căutat să merg pe firul poveștii, m-am dus la Institutul de Arheologie, la Mănăstirea Sinaia, să le investighez, să caut cu probleme, cu dificultăți. Și ăla a fost momentul în care lucrurile s-au descătușat, într-un anumit sens pentru mine, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Primul film documentar pe care l-am făcut, în, filmat în 2011, și lansat la începutul 2012, a stârnit o furtună la nivel național de controverse de la Sergiu Nicolaescu, Zoie Petre și alte au ieșit în public să conteste în special acest lucru, doar că în mod surprinzător exact această contestare generală făcută în presă a amplificat viralitatea filmului documentar Dacia, adevărul tulburătoare, de câteva ori. Sigur că, dacă ar fi să refac acum acel film, nu l-aș face la fel, pentru că au fost și unele informații care uh, nu le-am putut controla și care nu sunt chiar corecte din punct de vedere istoric, care au scăpat acolo, pentru că m-am bazat pe spusele unor oameni, care aveam, zicem, Încredere că ce spun ei este așa, dar nu era întotdeauna chiar așa. Uite, pentru că am ajuns aici, vreau să te întreb: după atâta experiență și după atâția ani de creat poteci, crezi că istoria canonică și, în general, cam tot ceea ce este canonic este o construcție ulterioară foarte convenabilă a unui sistem? Și că, de fapt, adevărul. <coughs> care tulbură de fiecare dată și deranjează mentalul colectiv în primul rând, după care chiar structurile de putere rămâne undeva în zona de mister, așteptând să fie descoperit așa de la o generație la alta de niște nebuni care nu sunt satisfăcuți neapărat cu dogma oficială și care zgândără un pic în spatele aparențelor, da, ai descris perfect situația, adică este evident. E o paradigmă care a fost construită în decursul timpului și cei care o susțin, pentru cei care o susțin este foarte dificil sau inacceptabil să o pună sub semnul întrebării, să accepte că ar putea să se răstoarne. Și atunci se mențin niște pretinse adevăruri istorice care, dacă le analizezi cu atenție și studiezi, cauți în profunzime, cauți dovezi arheologice, documente istorice sau pe alte direcții de cunoaștere, îți dai seama că nu se susține. De exemplu, una dintre paradigmele fundamentale ale civilizației europene este că avem două mari civilizații antice: civilizația greacă și civilizația romană, și că în afara lor era primitivism și barbarie. Da? Doar că în momentul în care cercetezi cu atenție, descoperi că civilizația greacă s-a construit printr-o sinteză cu populația pelazgă care exista, trăia pe acel teritoriu atunci când au venit grecii. Multe dintre tradițiile grecești, mulți dintre eroi sau zeii care apar în mitologia greacă, sunt de fapt împrumuturi certe Adică sunt lucruri care uh, sunt analizate și validate de specialiști uh, internațional în domeniu. De exemplu, Apollo este un zeu împrumutat din spațiul tracic. Dionisos sau Orfeu sunt împrumuturi b din spațiul tracic. Însă și Troia, Troia. era capitala traciei. Dar cum e normal cumva vezi, să înțeleagă chiar bine toată lumea de ce instituția de putere, indiferent cum se numește ea, confiscă și se folosește de mituri pentru a construi o, o realitate, dar nu realitatea aia cu râmare. Civilizația greacă și civilizația romană sunt, de fapt, cele două motoare ale Imperiului Roman. Da. De răsărit bizantin, deci cu origini grecești și de apus Vatican uh, originile uh, vestului, occidentului. Evident că Imperiul Roman până la schizma din 1054, cel puțin și după aceea și-a păstrat nu, preemțiunea de a controla, de a domina și de a se impune ca o singură civilizație majoră, nu, folosind și confiscând cele două culturi ale sale. Dar înaintea lor cu mult, că noi știm asta, că mitul lui Orfeu e un mit de dinaintea grecilor. Toată, hai să spunem, construcția aceasta spirituală, mistică, profundă, care va avea o răruire excepțională asupra creștinismului de mai târziu, precede cu multe secole chiar configurarea civilizației grecești, care e înainte de cea romană. Tot. Și tu ai, ai reușit cumva printr-o galerie foarte strâmtă așa din Marele peisaj istoric, să găsești niște filoane de aur pe care le-ai și uh, popularizat într-un mod cât se poate de interesant, făcându-le film. Da. E cel mai uh, bun instrument de a uh, disemina informația. Adică eu am analizat că un articol este un articol. Poate să fie citit dacă devine viral de zeci de mii de oameni, să spunem. Da? Dar e un articol. Impactul lui este destul de redus ca ecou pe termen lung. Nivelul următor este o emisiune, un podcast, cum facem noi acum, care omul interacționează cu cei care vorbesc în această emisiune, simte energia, simte emoția, impresia în sufletul lor și mintea lor este mai puternică decât un articol. Dar într o emisiune nu poți nu poți să vii cu informații atât de sintetizate și de concrete precum într-un film, care lucrezi luni de zile și fiecare propoziție este studiată și vrei să spui ceva și o faci argumentat. Aici mai improvizăm, ne mai potignim uneori. <coughs> Nivelul următor este filmul documentar. Pentru că filmul documentar îți arată imagini, îți arată artefacte, vezi istorici sau arheologi care vorbesc, e o poveste, sunt trimite la surse și așa mai departe. Dar cel mai puternic instrument sau nivel următor este filmul artistic. Eu am căutat să adun bani pentru un film artistic, care, sigur, când face un film cu trimitere la epoca getodacică, ai nevoie de resurse, că nu-l filmezi în București și te folosești de cadrul care există într-un apartament, pe străzi, în parc și așa mai departe. Ai nevoie să măcar să construiești un fragment de cetate ca să sugerezi că e ceva acolo. Ai nevoie de haine specifice, de machiaj, de peruci, de cai, de așa mai departe. Presupune măcar un milion de euro ai nevoie pentru a face un film artistic decent în România, în condițiile în care. Nu l-ai pe Brad Pitt să te coste milioane de euro doar un singur rol. N-am reușit, dar sper să în viitor să se întâmple, să se petreacă și așa ceva. Ajută-ne să, să ne <coughs> lămurim un pic, pentru că noi, astăzi, suntem a doua, a poate a treia generație care trăiește cumva așa la granița între o ciocnire foarte violentă între două mari curente istorice, în ceea ce privește moștenirea noastră. E curentul ăsta protocronist, densușianist, cu dacia preistorică și cu un nucleu al civilizației indo-europene care ar fi pornit uh, din toată aria asta extraordinar de vastă și de pe care s-au întins tracii cu toate triburile lor, printre care geto dacia erau și ei acolo, unul dintre ele. Îl avem pe Zamolse, despre care iarăși e o părere atât de împărțită în lumea academică internațională că ar fi fost el discipolul lui Pitagora, alții care spun că din potrivă Pitagora este inițiat în misterele zamorsiene și că Zamorse însuși era foarte bine într-o filieră de inițiere cu vechiul Egipt, poate chiar și mai vechi decât atât și că venea dintr-o școală inițiatică cu mii de ani înainte de formarea nucleului cultural grecesc și școala asta care sigur a avut o necesitate geopolitică la un moment dat de a ne latiniza și mai mult dincolo de limba pe care o vorbim pentru că era confruntarea în zona pravoslavnică cu ortodoxia care e slavă la origine după ce au fost preluată după căderea Constantinopolului uh, rușii prin <coughs> Chiril și Metodiu chestiunea și Occidentul care dorea nu, să demonstreze că România, prin latinitatea limbii, este și latină din toate punctele de vedere și atunci sunt două curente care stârnesc și astăzi uh, multe patimi da. pentru toți pasionații de istorie. Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Chiar asta vreau să spun, că fiecare direcție pe care ai uh, subliniat-o are excesele și exagerările ei școala ardeleană a mers până acolo încât a căutat să-i cam scoată pe Getodaci din istorie, să meargă, cum ai spus, să insistă pe latinitatea noastră, chiar absolută, dacă se poate, pe teoria romanizării, care este un fals de proporții și am făcut multe emisiuni și am făcut multe argumente în sensul acesta. Pe de altă parte, varianta protocronistă în care latinii au învățat de la Daci limba este o altă prostie pe care n-ai cum să o susții. Dar, calea de mișloc ne spune cu multe argumente că, pe de-o parte, limba română este rotită cu latina, dar latina nu este mama ei și este destul de logic și azi, azi are multe argumente lingvistice în acest sens care să ne ajută să înțelegem că, de fapt, este vorba de o evoluție în paralel a limbilor romanice și care toate sunt născute dintr-o limbă mai veche. Prin urmare, limba română este erudită cu celelalte limbi romanice. Dar uh, și celelalte limbi romanice, se spune că tot sunt din latină, au uh, apărut. Ori acest lucru este falsul, pentru că uh, gândește-te că în peninsula italică nici astăzi nu există o unitate lingvistică. Adică limba latină din perioada de glorie a Imperiului Roman nu a reușit să impună o limbă unică, vorbită de toți. Astăzi, în Italia, limba italiană este un dialect care a fost ridicat la nivel de limbă oficială. Dar, astăzi, în Italia, italienii din nord, dacă își vorbesc dialectul, cu cei din sud nu se înțeleg. Cei din est, cu cei din vest, sunt între 15 și 20 de dialecte în peninsula italiană. Calabria vorbește o limbă, <coughs> Napoli și toată zona napoletană o altă limbă, și atunci, Sardinia, exact, Sicilia exact. o altă limbă. Sigur că înaintea latinilor au fost etruștii, etruștii care sunt o civilizație destul de misterioasă cu niște foarte multe influențe din zona feniciană, care și ea influențată la rândul ei de zona sumeriană și așa mai departe. Peninsula atunci... Italică a fost colonizată cu mult timp înainte de crearea Romei, inclusiv de populații de origine tracică. Dacă mitul în temii Romei vorbește despre Enea. Care, după sfârșitul războiului Troian, a plecat cu troienii de acolo și a ajuns în Peninsula Italică, în statul cetate, care, în timp, a devenit Roma. Deci, iată, până și uh, mitul de formare al Romei face trimitere la o populație de origine tracică, ca populația fondatoare. Da? Uh, și acum să facem trimitere la România. Deci, pe de o parte, Imperiul Roman nu reușește să creeze unitate lingvistică în Peninsula Italică. N-a reușit nici atunci. N-a reușit și nici, acum. nici acum, da? Iar la marginea Imperiului, pe un teritoriu care n-a fost ocupat decât parțial și doar pentru 165 de ani, ce să vezi, există unitate lingvistică, chiar și cu mult, cu sute de kilometri în afara spațiului ocupat de romani, și nu există dialect, există graiuri locale, regionalisme. Dar românul din Bucovina se înțelege cu ăla din Timoc. Românul din Dobrogea se înțelege cu la din Baia Mare sau de mai departe din Ucraina. De acum, da? Există o unitate lingvistică. Cum să crezi că ceea ce nu se spune în cărțile de istorie, adică este un alt lucru care este uh, scos din discuție, tocmai pentru că un om inteligent, un copil inteligent, dacă ar afla asta și ar pune de la sine întrebări. Gândește-te că după cucerirea romană până la retragerea aureliană au fost peste 10 războaie și răscoale ale dacilor liberi și ale populației ocupate împotriva, Imperiului, împotriva ocupantului roman. Prima mare răscoală a fost în anul 117, anul morții lui Traian. Deci la 11 ani după ocupație a fost o răscoală teribilă care a devastat provincia uh, Dacia romană cu invazia uh, dacilor liberi cu răscoala dacilor din interior și aceste războaie și răscoale au continuat. Au fost de câteva ori provincia Dacia Română a fost devastată, guvernatorul a fost omorât, neamurile libere, getodacice, carpi, costoboci și aliații lor au ajuns până în peninsula Balcanică, până în zona Greciei, au devastat Imperiul Roman în secolul 2-3. Da? Cum să credem că o populație care în mod constant se războia cu ocupantul, se romaniza la sute de kilometri distanță de granița Imperiului Roman. Adică e ca și cum noi -am, am fost în conflict cu ungurii, să spunem, da, o perioadă lungă, dar ne și, ne și ungurizăm. Deci nu suntem sub ocupație maghiară, dar luăm cultura, limba, obiceiurile. Da, ei. E o rațiune la care dacă am uh, aplicat mai uh, în adâncimea conceptului, am sesizat falsurile Plus că, că ele sunt evidente la un moment dat. Plus că este un lucru cât se poate de cunoscut, că cea mai mare parte a armatei romane care a fost uh, uh, trimisă și care s-a stabilit în provincia Dacia, nu, era, nu erau latini. Era o perioadă în care uh, armata Imperiului Roman era formată din populația aparținând tuturor populațiilor cucerite. Și cum proceda Imperiul Roman? Uh, și ulterior, îi lua pe daci în unități de sine stătătoare, adică ei își păstrau limba, cultura și pe departe și îi trimiteau în Britania, unde avem dovezi că a existat o comunitate de războinici daci din cadrul Imperiului Roman care luptau pentru Imperiul Roman. Da? Și pe alții trimiteau în Dacia. Și atunci am avut o serie de uh, legiuni romane sau unități auxiliare care aveau uh, erau unități formate din oameni aparținând altor populații. Și cu siguranță doar limba oficială era limba latină, da? da. Pe când fiind un imperiu atât de global și atât de modern în conceptul vremurilor sale, legiunile formate, cum a fost și legiunea iudaică, asta de se presupune da. că a venit aici, în, își vorbeau propriile limbi native. Bineînțeles. Și atunci devine încă o dată destul de greu de crezut că cineva împrumută o limbă latină oficială, care rămâne o limbă canonică până astăzi în ceea ce se numește limbajul ecleziastic. Limba latină nu este vorbită dar de Dar care nu vorbește nimeni. Nu vorbește nimeni. Și nu vorbea nimeni nici măcar în peninsula italică. O vorbeau doar preoții, o vorbeau doar uh, în alții Elitele. funcționari ai Imperiului și așa mai departe. Adică era o limbă, este fix la fel ca limba ebraică și fix la fel ca limba arabă, pe care nu vorbește niciun arab, pentru că limba arabă literară sau limba arabă canonică, aia de este scris Coranul în ea, este o limbă exclusivistă destinată în alților funcționari ai da. califatului sau a Imperiului sau marilor teologi. Și atunci, dintr-o dată, din perspectiva asta pare foarte greu de crezut: că niște dași liberi sau o populație uh, aborigenă, de oriunde ar fi fost granița Imperiului Roman, aveau acces la latinizare, pentru că nici ei, în interiorul Imperiului Roman, nu practicau această limbă. Nu, dar mai un aspect. Romanii nu erau interesați de romanizare. Nu aveau de ce, ca să faci o romanizare, presupunea să faci școli, să-i faci investiții în uh, impunerea culturii, da? Ei nu aveau interes pentru că ostilizau populațiile. Adică le... Oh, le de, tot timpul au avut conflicte populațiile locale, peste tot. Se, răs, se războiau cu germanici, cu ăia, cu gali, Se răsculau ăia. Tot timpul trebuiau să-și mute unității militare ca să facă față diverselor conflicte din Imperiu. Ei aveau nevoie să ostilizeze populațiile și atunci uh, le creau condiții ca să se simtă acceptabil măcar în interiorul Imperiului. Iar, într-un anumit sens, Imperiul Roman a avut o politică similară cu Uniunea Europeană de acum. De aceea, deși pentru unii dintre români pare șocant și pare exagerat și protocronist, acea, așa se explică faptul că mai mulți împărați de uh, romani aveau origini tracogetodacice, lucru confirmat de sursele latine. Nu e o invenție. Da? De ce? Pentru că în momentul în care <coughs> era integrat în Imperiul Roman și autohtonii, populația cucerită, la un moment dat, <coughs> primea dreptul să fie cetățean roman. Fiind cetățean roman, aveai drepturi. Puteai să avansezi în administrație sau în armată. Și iar cei care au fost capabili au reușit să avanseze foarte mult. <coughs> Și avem mai multe cazuri celebre de împărați care au pornit de la nimic, oameni care au pornit de la nimic, care nu erau latini, de fapt nici Traian. A fost, se pare, primul împărat născut în afara peninsulei italice. <coughs> Și avem cazul celebru al lui Galerius împăratul Galerius a condus Imperiul Roman între anul 305 și 311, anul morții sale, el fiind urmat la conducerea Imperiului de Constantin cel Mare. Documentele latine spun clar că originea lui este, era dacică. Și avem un text care este, îl se găsește pe internet și în latină și în engleză, care este certificat, este valid, este autentic. Un autor latin, Lactantius, care era contemporan cu Galerius și care a scris, pentru că era un creștin practicant, a devenit chiar consilierul lui Constantin cel Mare ulterior, <coughs> Galerius fiind un prigonitor al creștinilor, a scris o lucrare, De Mortibus Persecutorum, în care l-a atacat pe Galerius, acuzându-l de crimele făcute împotriva creștinilor și, printre altele, a spus că Galerius scrie foarte clar în această lucrare antică din secolul 4. Galerius ura numele de roman, spune Lactantius. E, și mai mult decât atât, spune Lactantius că spre revolta senatorilor a avut intenția să schimbe titulatura Imperiului Roman din Imperiul Roman în Imperiul Dacic. Sigur, când spui așa ceva pentru cineva care nu este avizat, zice, Doamne ferește, ce prostii debitează, dar cum, cum poate fi lăsat să apară pe ecran sau așa să spună așa ceva? Dar acesta este documentul este prezentat în cărți ale unor istorici. Dar sigur că el este interpretat în felul următor. Că pare prea așa, zice, băi, Lactantius, pentru că îl ura pe Galerius, a pus de la el, a plusat ca să îl ducă în ridicol. Să arată, uite, dă, bă, ce nebun era. Era de origine dacică și a vrut să facă Imperiul Dacic din Imperiul Roman. Dar Galerius, garda pretoriană, era formată în special din războinici daci. Avem un arc triunfal al lui Galerius în Grecia, la Tesalonic, eu am mers acolo, l-am văzut, l-am filmat. Veți descoperi, dacă mergeți acolo sau dacă căutați pe internet fotografii cu arcul lui Galerius din Tesalonic, este plin de războinici daci, exact ca pe coluna lui Traian, cu căciuri respective, cu lupul dacic, cu falxuri. De ce? Pentru că el, acel arc triunfal a fost construit pentru a marca, pentru a celebra victoria pe care a, a purtat-o într-un război important și pe care a obținut-o cu ajutorul trupelor militare formate din getodaci. În același timp, Galerius are și titluri de genul uh, Carpis, Carpicus Maximus, în sensul că s-a luptat cu triburile dacio-libere și le-a învins. El era un împărat de origine dacică romanizat care vorbea limba latină, care adoptase cultura romană, care trăia la Roma, dar care nu și-a uitat originea. Și ca peste tot, să ne gândim la Grecia Antică, pe Atena și cu Sparta se băteau de se rupeau. Să ne gândim la Italia și în Evu Mediu și mai târziu, diversele provincii italiene se luptau între ele, între frați. Mie mi se pare că studiul ăsta făcut pe genomul uman începând din 2007 și finalizat în 2011 aduce o lumină cu totul aparte asupra mitologiei din istorie. Și acum noi dacă stăm să ne gândim puțin la paternurile genetice care sunt foarte comune zonei de nord și de centru european, dacă adăugăm la asta că daci e una, doici e un derivat cam tot de acolo, iar Olanda se numește tot Daci. Ne uităm pe grila paternului genetic și vedem că între noi, germanici, celtici, până înspre, înspre zona de dinaintea slavizării uh, polono-ucrainieno, până, la, până înaintea ungro-finizării Finlandei, cu toată zona asta, noi avem un bagaj genetic comun ne mai întoarcem un pic și la împărțirea teritorială a fiilor lui Noe, Iafet care se duce în nord, Sem care se duce în est și Ham care se duce în sud și vedem și din această <coughs> perspectivă faptul că inițial, undeva poate după potop, nu? populația care s-a împânzit și a ocupat punctele cardinale ale acestei planete e cu mult mai veche decât ceea ce urma la prima globalizare sub Imperiul Roman, acele afluențe de toate populațiile, că Imperiul Roman s-a întins și în nord și în sud, și în est și în vest, și a fost cea mai mare, uh, hai să spunem, unificare globală, administrativă a lumii ca model. Și atunci, dacă ne uităm la poporul nostru român, vedem că cei din partea de nord, nord, nord-vest, nord-est au același bagaj genetic seamănă, toți sunt cam blonzi cu ochii albaștri, ceea ce îi înrăurește și cu urcarinenii și cu finlandezii și cu nemții și cu olandezii, nu? Că da. i-au găsit acolo. Dacă ne ducem mai în sudul României, așa, vedem clar influențele semitice, pentru că vedem alt ten, alt uh, patrimoniu lingvistic, alte trăsături. Și atunci zona de sud are punctul de pornire tot în sumer, că e primul bazin semitic, nu prima civilizație babilonică aia, este de origine uh, semitică, nu? Iar tot ce vine de nord e fetit, așa cumva este. T și atunci <coughs> e foarte important că studiul geneticii lovește cumva la temelie un construct care a ținut de geopolitică și de da. control și care a stăpânit așa mentalul colectiv câteva sute de ani și mii de ani. Astăzi noi nu mai putem să comitem aceleași erori pentru că avem informații noi. Există explicații care sunt simple și care ne arată cum stau lucrurile. Atât studii de paleogenetică, dar avem să începem cu o trimitere la părintele istorii, Herodot, care spune foarte clar în vremea lui, adică în urmă cu 2500 de ani, că cel mai numeros popor al Europei, sunt traci Și că, la nivel global, din câte știa el atunci, că nu făcuse călătorie în jurul lumii, doar indienii erau mai numeroși. El spune foarte clar că tracii sunt cei mai numeroși după inzi și că dacă ar fi uniți, nimeni nu i-ar putea înfrânge. Păi, dacă populația tracă, din care face parte, fac parte și getodacii, da? sunt multe populații, sunt zeci, sute de nume în antichitate ale populațiilor de origine tracă, care a fost peste tot. Astăzi în Grecia există denumiri ale unor zone sau așa, trachea, care au cuvântul trachea în nume. Da, samotrachea, de da. Dar credem noi că între geții noștri și goții germani e o altă diferență decât de pronunție? Uh, acela, aici este o mare controversă dar ea poate fi gestionată foarte ușor în momentul în care înțelegem uh, modul în care s-au uh, deplasat populațiile în antichitate. Controversa sau ce spun cei care contestă este că este o confuzie istorică, că li s-au trebuit goților uh, a elemente din istoria geților și uite așa geți au devenit goți și ne imaginăm că în nordul Europei uh, au ajuns geții. Realitatea este următoarea în uh, secolele 3 și 4. Pe teritoriul României de astăzi au s-au așezat populații gotice importante care nu s-au războit cu populația locală. Au creat o sinteză. Au stat câteva sute de ani pe teritoriul României de astăzi. Da. După aceea, a existat o mare migrație getogotică care a ajuns în peninsula italică și a făcut praf pe acolo și s-a stabilit în peninsula iberică, în Spania de astăzi. Dar și avem... unde ai limba bască, care nu are nicio legătură nici cu Cataluneza, nici cu Madrileana, <coughs> și care are niște inflexiuni, nu? Și niște rădăcini S comune. S sunt niște elemente cu foarte. Fac patrimoniu, tot din bazinul ăsta imens, care este bazinul al întregii Europe până la venirea Romei, care era. Dar mai avem, mai avem niște aspecte care sunt documente istorice din arhivele spaniole. Uh, un uh, trimis special al României la ambasada României din Madrid, în perioada celor de-al doilea război mondial și după, Busui Oceanu a fost unul preocupat de istorie, care s-a întâmplat să afle că în arhivele spaniole se vorbea despre originea genetică a unor regi spanioși. A zis, bă, cam nebunească situația, să cercetez. Și omul a săpat și a descoperit un număr impresionant de documente din perioada medievală a Spaniei, în care un număr mare de regi spanioli se revendică în documente urmașii cu nume precise lui Decebal și a lui Burebista, vorbesc despre Zalmoxis și Deceneu, prelați creștini de rang înalt, vorbesc despre originea getică a regilor spanioli și așa mai departe. Și iată că înțelegem, dacă facem legătură cu migrația getogotică de la aproximativ mijlocul primului mileniu, care s-a dus, a devastat Italia, a devastat Spania și și-a stabilit cartierul general și a impus cultura acolo, înțelegem de ce. Dar noi descoperim astăzi, conform arheologilor din țările baltice, de exemplu, că, după cum spune eu, o investigație făcută de jurnaliști de la Formula AS, care au mers pe teren în țările baltice, au stat de vorbă cu, de exemplu, cu directorul uh, unui uh, muzeului muze de istorie din o din capitale țări, unei țările baltice, nu mai știu care, și care a spus foarte clar, toate obiectele metalice de dinainte de Hristos, descoperite pe teritoriul țărilor baltice, adică în nordul Europei, sunt de origine dacică, spun balticii astăzi. Deci e o problemă, de acum câțiva ani declarație făcută de un director al unui muzeu de istorie din una uh, din Țările Baltice, care spune că toate obiectele metalice antice, înainte de, de dinainte de sunt de origine dacică. Și avem de asemenea mărturii de la un alt uh, uh, român care a trăit în Suedia și care a scris o carte, Pântecan se numește autorul care vorbește despre Dacia din Europa Nordică. Primul scriitor al Suediei se numește Petrus de Dacia. Uh, unul dintre marii uh, gânditori ai evrenii care a trăit uh, contemporan cu Dimitrie Cantemir scrie, a scris o lucrare care se numește Zamolxis, primul legitor al geților, uh, cu, cu lucrarea cu care, sau prin intermediul căreia îi cerea Regelui Suediei de atunci să aibă în vedere faptul că ei suedezii sunt urmași geților și să aibă în vedere legile lui Zalmoxi ca să le aplice în societate, care le va face ca societatea să prospere. Și pentru a fi mult mai ușor de înțeles, toată această chestiune din perspectiva corectă este faptul că la vremea respectivă nu existau frontiere politice, nici măcar geografice, erau doar niște întinderi. Teritoriale pe care se stabiliseră, nu de-a lungul timpului, niște populații. Astăzi, că revin iarăși la studiul epigenetic, astăzi este o dovadă foarte clară că baza fundamentală care constituie începutul dominației indo-europene asupra întregii lumi are ca punct de plecare un areal care astăzi este fragmentat de niște granițe. Dar la vremea respectivă, Germania. Olanda, adică țările nordice, spre țările centrale și cu ramificații de către Marea Neagră, Bosfor, către zona uh, sudestică și sudică, erau niște teritoriu pe care se afla deja o populație. Astăzi, când spunem marele popor trac, înțelegem că nu era localizat doar la bulgari și la români, cum nu, credem nu, noi astăzi nu, nu. sau cum am fost învățați în istorie, era ci prăștiat... se întindeau pe întreg teritoriul. Și atunci mai găsim, toată Europa, da. găsim o altă unitate uh, care justifică cumva toată argumentația ta, care este cea mitologică și religioasă. Păi dacă ne ducem și vizităm Sarmizegetuza, după care mergem la Stonehenge, după care studiem un pic care erau practicile mistice ale celților, ale druzilor, ale druizilor, ale dacilor și așa mai departe, vedem că e un panteon comun, e un areal comun. Celții au trăit în această zonă și pe teritoriul României. A fost o invazie celtică Sunt înainte de. Roluri comune uh, religioase, <coughs> aproape identice. Și uh, există motive să credem că a existat o influență din zona Zalmoxiană în spiritualitatea celtică. Dar, pe vremea lui Burebista, pentru că celții erau războinici, erau destul de agresivi și căutau să domine uh, populația autohtonă, pe vremea lui Burebista a existat o un fel de. Război chiar de epurare celtică, conform documentelor, în sensul că Burebista uh, a exterminat anumite populații celtice sau l a izgonit până dincolo de Rin. Deci, o spun documentele antice, atunci când Burebista a creat uh, statul lui de câteva ori mai mare decât România de astăzi, care îi concura Roma ca putere militară și putere economică, stăpânea gurile Dunării. Toate resursele din această zonă treceau prin mâna geților. <coughs> Ei, în acea perioadă, Burebista a reușit cu vorba bună sau cu forța să unifice populațiile tracice, getodacice în special. Uh, și a creat o putere militară care a permis să intervină în conflictul dintre Pompei și Cezar. Doar că s-a plasat în de partea lui Pompei, care avea toate șansele să câștige pentru că avea armată mai numeroasă. N-a ajuns la timp pe câmpul de luptă, Cezar a câștigat și Cezar se pregătea să se răzbune. Doar că ce să vezi, și Cezar și Burebista ies din istorie în același an. Ceea ce este, mea, este puțin ciudat, pentru că dacă Roma s-ar fi confruntat cu Dacia lui Burebista, nu se știe dacă Imperiul Roman ar mai fi existat. Da, e, e fascinant când studiezi istoria, că la un moment dat înțelegi că ea este, de fapt, o scenă unică. Se schimbă doar personajele, decorurile, figurația și regizorul. Dramaturgia istoriei în sine este neschimbată, ea este repetitivă, este aceeași. E o confruntare epică de proporții între niște modele civilizaționale, dar care nu sunt deosebite de originea lor că toți avem aceeași origine, acum asta a făcut epigenetica extraordinar, să ne demonstreze că DNA-ul nostru, cromozomii pereche de la care pornește întregul lans trofic, sunt aceiași. Și atunci dacă noi am înțelege din perspectivă istorică că toate conflictele între triburi sau între nații sau între popoare sau între alianțe sau între blocuri sunt pe niște considerente care țin mai degrabă de controlul resurselor armatelor prime, ale impunerii unui model de structură politică sau civilizațională, dar că, de fapt, în esența noastră, în profunzimea geneticii noastre, noi aparținem unei singure filiații numită umanitate, am înțelege și mai bine jocul politic și geopolitic de astăzi. Pentru că el, cu alte haine, cu alte tehnologii, cu alte filozofii sociopolitice, nu fac altceva decât să continue o bătălie da. între frați, între semeni că blocul estic astăzi se numește BRICS și blocul vestic se numește G7 sau NATO, astea sunt doar denumiri. Confruntarea asta e de când există primele configurări socioeconomice și politice. Tot timpul au existat modele care au intrat în competiție cu alte modele și o sete din asta piramidală de control absolut. Ceea ce a născut în epopeea asta istorie imperiile. că de fapt da. imperiile ce sunt, sunt aceste conglomerări de alianțe care își impun o structură unică, o administrație unică, o politică unică, poate o religie unică și așa mai departe. Problema like. pe care o avem noi astăzi este că la nivelul la nivel european, noua ideologie care vrea să se impună peste tot presupune uh, punerea pe linie moartă a identităților naționale, a preocupării pentru istoria specifică a unei națiuni, pe motiv că acestea divizează și noi ne avem nevoie să trăim într-o societate care nu mai avem diviziuni născute de naționalism și așa mai departe. Doar că este o mare păcăleală, pentru că în realitate se urmărește ștergerea identității, crearea omului nou lipsit de conștiință de sine, de conștiință identitară și care este victimă sigură a noilor sisteme de manipulare. Și care are nevoie de o apartenență și dacă nu-și mai aparține sieși tradiției patrimoniului prin rădăcinile genetice da. și istorice, el trebuie să aparțină cuiva. Exact. Că nici unul dintre noi, că suntem individ sau societate, nu ne prea convine să nu aparținem nimănui. Avem da. o sete de identitate ontologică, adică nicio ființă omenească nu poate scăpa de această dorință extraordinară de a aparține, unei familii, unui trib, unei ginte, unui neam, unei secte, unui cult, unei religii, unei grupări de prieteni, da. unei bule sociale. Niciunul dintre noi nu suntem autoizolaționiști încât să spunem, domnule, eu pot să trăiesc fără să aparținim nimănui. Și, nu există asta. Și pe de o parte, nu putem spune că nu este un lucru bun să începem să simțim că facem parte din marea familie a umanității. Că putem fi împreună fără să fim divizați de uh, ideologie, ideologie de identități trecută și mai departe. Dar păcăleala este că, în realitate, nu se oferă nimic. Uh, omul, dacă acceptă, până la urmă, să renunțe la propria identitate, nu va avea parte de fraternitatea pe care. Ne-o dorim și o visăm, și de ce n-am trăit? Va avea parte de o nouă uniformă. De o nouă uniformă, pentru că tendința este să meargă spre nivelul următor al fostului comunism, un alt tip de socialism, numit acum neomarxism, da? în care, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, majoritățile uh, tind să fie dominate de elitele care păpușeresc lucrurile prin intermediul minorităților. Fie că vorbim de minorități etnice, religioase, sexuale sau de altă natură, toate aceste minorități sunt adunate pentru a fi instrumentul care să controleze majoritățile. Mai ales că o parte din majoritate, spălată pe creieraș, se aliază cu celelalte minorități pentru a susține păpușarii care. Păi n-a spus Marx, dați-mi o minoritate și voi răsturna lumea, parafrazându în Păi Să ne gândim la comunism. Cu cine s-a făcut uh, Marea Revoluție uh, Bolșevică și apoi Revoluția Comunistă? Cu omul simplu, adică trebuia să ai rădăcinile Oropsiții sănătoase, sorții, trebuia să fii fiu de țăran sau de muncitor. Dacă erai, Doamne ferește, fiul vreunui doctor sau profesor în vremurile alea cumplite de epurare și de eliminare a elitelor, riscai să ajungi la canal da. în Și Siberia. de ce cu ei? Pentru că ei nu aveau nici educația, exact. nici cultura nici capacitatea care se dobândește în timp, adică intelectul nu te naști cu el ci îl dezvolți în niște generații ca să înțeleagă manipularea păcăleala pe care, mă rog în 1991 am înțeles-o cu toții când s-a prăbușit, dar noi am crezut atunci, De naivitatea noastră, că s-a închis un capitol al istoriei și ne abia acum ne dăm seama că nu doar că nu s-a închis el, doar s-a mutat e o buclă, s-a mutat din est în vest și acum vestul, prof și profesează cu inconștiență naivă pentru că n-a trecut prin experiența comunismului uh, același tip de da. uite vreau să te întreb că e, e fascinant că istoria de fapt nu are trecut prezent și viitor ci are doar un prezent continuu așa. Uh, a fost la un moment dat hai să zicem în, în zori secolului Iluminismului această confruntare apropo de ceea ce trăim noi astăzi uh, ca și globalizare proiectul e mult mai vechi decât uh, apare la prima vedere dar au fost două curente majore unul pe care reprezenta chiar Titul Maiorescu care spunea de unitatea în diversitate și care promova școala aia de gândire, tot globală, dar se numea mondializare, nu globalizare, care spunea, domne, ecuația era foarte simplă. Dacă am fi ca o orchestră, întreaga populație a planetei, cu un dirijor, dar cu fiecare instrument în parte acordat ca să intre în armonie cu celelalte, atunci am putea crea o unitate în diversitate. Și atunci fiecare neam așezat în istorie de-a lungul mileniilor are un patrimoniu muzical, da? să păstrăm metafor. Are niște particularități specifice lui. Tradiția lui, credința lui, obiceiurile lui, modelul de a se raporta la sine și în exteriorul său, care sunt unice, sunt specifice. Și a existat al doilea curent care se pare că a câștigat partida în cele din urmă care a spus, domne, nu așa. Trebuie să creăm o uniformizare la un nivel pe care noi îl hotărâm că este a cuprinzător și atunci nu mai există nici patrimoniu, nici tradiție, nici intimitatea fiecăruia de a fi el însuși pentru că asta separă și ne, ne ține deoparte unii de alții, suntem prea orgolioși ca să acceptăm treaba asta și atunci ne uniformizăm într-o medie ca să putem înființa, nu, visul unei lumi globale. Păi asta îi se propune și acum, să ne gândim că... Dar când s-a pierdut, pentru că cele două s-au ciognit în secolul XVII, în secolul XVIII, mari gânditori se luptau cel puțin cu argumente adânci și credibile pentru a-și impune modelul. Mondialiștii au pierdut, au câștigat globaliștii. Cum te s-a putut întâmpla treaba asta? Eu cred că umanitatea a fost păcălită că proiectul comunismului nu poate să meargă mai mult de zona Rusiei, China și zona asta de aici. Și atunci a stat relaxată și a mizat pe faptul că nu se poate la noi, care avem cultura libertății, care așa și pe dincolo, dar iată că astăzi să ne gândim la Klaus Schwab, da? președintele Forumului Mondial, care visul lui este ca Așa, în 10, 15, 20 de ani, dacă se poate, oamenii să nu mai dețină proprietăți. Pentru că statul le va oferi o locuință, toate nevoile le vor fi satisfăcute. Este zăhărelul cu care uh, va fi cucerită lumea a treia care vine în Europa și în Statele Unite. Știți ce se întâmplă la granița sua acum? Da. da. Iar aceștia, când se va pune problema de vot, vă zice, da, vreau vreau să nu există proprietăți, să avem un ajutor social garantat, dacă vrem să nu muncim, să nu muncim, pentru că oricum vine inteligența artificială, locurile de muncă vor fi ocupate de tehnologii, dispozitive, roboți și așa mai departe. Și care este problema? Este noua strategie, noua gândire de tip comunist, socialist, actualmente, spunem, neomarxism, prin care se încearcă, după părerea mea, cucerirea planetară. Pentru că visul comuniștilor a fost să creeze o planetă după acea ideologie. Să ocupe întreaga, pentru că încercarea de a impune comunismul a fost și în Germania, și în Statele Unite, și peste tot. Adică în Franța, în vremea aia, au existat nuclee, mici grupări, partide, care așa, doar că acolo au, au luat măsuri radicale și nu au permis să existe după ce au văzut ce se întâmplă în, Imperiul uh, țarist, când am văzut ce s-a întâmplat acolo, și așa mai departe. Deci, eu zic că suntem într-o zonă destul de periculoasă acum, din punct de vedere al riscului de a impune acest tip de ideologie, pentru că Uniunea Europeană marșează în această direcție, Statele Unite, acum, cu conducerea care merge în această direcție. Și dacă lumea nu se trezește, nu conștientizează, riscăm să mergem, să atingem un punct care va fi de non-retur. Pentru că inteligența artificială evoluează atât de mult, Elon Musk spunea de curând că se îmbunătățește cu nu costă 100, de 100 de ori într-un an. Adică nu de două ori, nu de trei ori, de 100 de ori. Și deja previziunile lui Kurzweil uh, sunt deja par conservatoare. Deși inițial păreau uh, de nerealizat cu, cu apariția inteligenței generale, artificiale generale, da? să ajungă la inteligența aceea care este mai inteligentă, artificială, care este mai inteligentă decât suma tuturor inteligențelor omenești. Elon Musk spune că acest lucru se va întâmpla într-un an sau până în 2029 în care inteligența artificială va atinge acel punct și el știe despre ce vorbește, pentru că și are o companie de inteligență artificială, are propriul program GROC, care este disponibil unui număr de folositori ai platformei fostul Twitter. Da, da uite, un studiu temenic al istoriei și al <coughs> înțelegerii repetitivității ei, iar face pe niște conducători abili să înțeleagă că lucrurile nu stau atât de frumos decât într-o utopie. Și am să dau un exemplu foarte clar. A patra generație de cetățeni magrebieni ajunși în Franța, care nu sunt naturalizați ei, sunt străbunicii lor, au devenit cetățeni francezi, au trăit în modelul francez, s-au uh, asumat în noua cultură a țării adoptive, au intrat în uh, ierarhia muncii fiecare pe palierul lui. Dintr-o dată, o singură scânteie jihadist fundamentalist islamică a trezit în genetica lor. O revoltă care i-a adus iarăși pe vremea cruciaților, revendicându-și dreptul de a se răzbuna pe cei care le-au le colonizat, le -au colonizat da. strămoși. Deci nu se poate. Adică impunerea asta a unei globalizări, a unei <coughs> hiperculturalizări pe un singur model ne cont de unicitatea, de specificitatea, de moștenirea patrimonială pe care fiecare o avem nu de ieri, de astăzi, ci de mii, de zeci de mii de ani. Nici măcar acum nu știm oficial cât e de vechi omul, dar dacă admitem că cercetările cele mai recente demonstrează că Homo sapiens, sapiens are cel puțin un schelet de 700.000 de, de ani care este absolut asemănător cu al nostru, înseamnă că putem replasa evoluția istoriei nu cu 6.000 de ani, nu cu mii de ani, ci cu cel puțin. 700 de mii de ani, dacă nu chiar mai mult decât atâta. Și atunci avem și demonstrații de foarte clare a unor imperii care au reușit să-și impună paradigma unică, dar n-au rezistat în istorie. Da. Cum au apărut, așa au și dispărut. Și atunci visul ăsta de a crea o umanitate în uniformă, un fel de republică populară chineză globală, controlată de inteligență artificială, previzionată de inteligență artificială, Coordonată de o singularitate din asta, unei inteligențe care ne excede pe toți pentru că acumulează de 100 de ori mai repede decât cel mai deștept dintre noi, într-o fracțiune de secundă, nouă ne trebuie 20 de ani să înțelegem un concept, unei inteligențe artificiale trebuie 20 de secunde pentru că conectată la toate celelalte computere din, de pe planeta asta, își face sinteza instantaneu e clar că da. Dar dacă n-a funcționat în istorie și singurele imperii care au avut durata de viață cea mai lungă au fost cele care s-au globalizat acceptând diversitatea, cum a fost Imperiul Roman. Da. Nu intervin asupra limbii tale, nu intervin asupra religiei tale, nu intervin asupra culturii tale și a patrimoniului tău, eu știer doar taxele. Plătește-mă trimite oameni în armată? asigură necesarul meu de impunere administrativă și în rest ești în libertatea ta. Imperiul Roman prin Uniunea Europeană trăiește și astăzi. Celelalte imperii s-au prăbușit. Da. Khan, Cazarii, toți care au încercat să impună o singură uniformă tuturor, n-au rezistat în timp. Eu spun că globalizarea neomarxistă este un eșec pentru că există acel plan, Calergy, de la începutul secolului 20, care uh, era un proiect de mixare. Era un proiect inteligent. O mixare genetică o mixare între genetică, diversele populații, ca la 4 a patra, a cincea generație să se piardă organic, biologic, de la sine, identitatea. Însă, iată că asta se dovedește că această încercare de a împlini planul lui Calergy uh, prin aducerea unor populații din uh, spațiul arab, din spațiul african în Europa pentru a amesteca populația europeană să vă dăște un eșec. Pentru că majoritatea acestor populații <coughs> nu s-au integrat și în acest moment, pentru că au devenit majoritare în anumite zone sau în anumite orașe, uh, sunt pe poziția în care vor să cucerească spațiul european. Vor să-și impună propria cultură, mai ales că au această, Rană <coughs> istorică, istorică în care ei au fost colonizați, adică Marea Britanie, Franța, uh, Portugalia, Spania și alte țări, și Olanda și altele, au fost puteri colonialiste. Asta înseamnă că s-au dus într-o țară din Africa, din Asia sau din altă parte, i-au măcelărit pe ea. Le-au jefuit resursele, eventual au luat și sclavi, i-au ținut în sărăcie și au exploatat sute de ani. Și din perspectiva a acelor populații care acum au avut acces în Europa, este justificată ura și dorința de răzbunare. Doar că planul. Lucru care se întâmplă și în America cu populația mexicană, cel puțin. Da. Pentru că înainte să vină colonistul alb, după cel spaniol, acolo în nordul Americii, majoritar, nu. Uh, erau urmașii toltecilor, romecilor, astecilor, care sunt strămoșii mexicanilor și a restului Americii <coughs> Latine. Și atunci, și acolo se întâmplă același lucru ca și în Europa. Există da. o, o fundamentală frustrare istorică asupra faptului că, de pe teritoriul <coughs> meu, mai izgonit, mai sclavagizat, mai persecutat, 3, 4, 5 generații, și acum, chiar dacă tu, domnule Trump, tragi zidul ăla uh, pe râul Colorado ca să nu venim, noi, de fapt, ne întoarcem acasă. Dacă venim. Sigur, zice, mexican. Perspectivele pot să fie corecte sau nu, dar noi constatăm ce se întâmplă. În acest moment, există uh, riscul ca civilizația europeană să fie dată peste cap iremediabil, mai ales că Occidentul este deja într-o măsură. Gândește că primarul Londrei este musulman premierul Scoției este musulman și avem nenumărate exemple. Premierul Marii Britanii este indian. Deci, iată, reprezentanții fostelor colonii... Ai zice că este o reparație istorică? <coughs> da, ai zice. Însă, de fapt, acum va fi... Este momentul răzbunării. Nu, nu s -a, Lucrurile n-au ajuns în punctul în care, deși populația europeană este cea care a acceptat ca pe o compensare să vină acele populații, să le -o, să ofere drepturile mai departe, acele populații care au venit acum în Europa vor să răzbune pe urmașii celor care numai cu secole i-au nedreptățit, dar sunt cei care le-au permis să vină aici. Adică e... Până la urmă, dacă ne gândim din perspectiva karmică, ca să facem trimitere și la asta, putem spune că, din un mic punct de vedere, este justificat ce se întâmplă, pentru că puterile europene au devastat doar că, și după aia te rog să intervii, nu te rog, te rog. aș mai spune ceva. Eu sunt sigur că dacă, din punct de vedere tehnologic, Africa ar fi fost mai dezvoltată decât Europa, numai cu sute de ani, ne-ar fi devastat, ne-ar fi dus în sclavie, pe noi europenii, am fi lucrat pentru ei, pentru că asta este natura umană. Păi se pare că au fost, pentru că și dacă fost... ne uităm în civilizația egipteană, care e din nordul Africii, și da. vedem ce construcții megalitice sunt pe la Carnac, Cairo și așa mai departe, inclusiv toate piramidele alea, atât de misterioase, Dacă ne ducem în Mesopotamia, la turnul Babel, acolo la Sumer, care este în Orientul apropiat, dar foarte aproape de continentul african, am putea spune, nu? Într-o ciclicitate a istoriei, cândva, da, hamiții, urmașii lui Ham, adică da. cei care s-au dus în Sud, au fost primii întemeitori de imperii. Imperiul Asiro babilonian Sigur este un da. imperiu cu origini uh, hamitice, adică tehnologiile alea foarte avansate, care probabil s-au repercutat asupra sclaviei celorlalți, uh. ca imperiul fără sclav nu poate trăi, a fost cândva și roata se karmică ne gândim, se întoarce. În la Imperiul Otoman, nu? Păi, a venit o populație de tip asiatic, da? E, care a intrat în Imperiul Bizantin, a ocupat un spațiu al civilizației europene, după care și-a propus să cucerească întreaga Europa. Nu? Au ajuns până la Viena, aveau planul da. să dea caiul lui Din Ovăz, de, la Roma, de la Roma, să dau caiul da. Da? Avem invaziile mongole avem de la Ponin, de la Atila, din primul mileniu, până la invaziile din secolul 12 13 când Europa a fost devastată. Iată, problema acum este că ideologia asta neomarxistă îl acuză numai pe omul alb de toate relele pământului și se preface că celelalte populații sau civilizații n-au făcut genocid, n-au distrus alte culturi, nu au ținut oamenii în sclavie, în mizerie, nu i-au călcat pe gât, nu au exploatat alte națiuni. E și aici e marele fals istoric, pentru că totuși ideea de libertate, <coughs> intimitatea individuală, conceptele care au făcut splendoarea asta de civilizație europeană au fost aici, în spațiul ăsta. Da. Atena, Roma... Da. Să ne gândim la pe că când hoardele celelalte, <coughs> hoardele barbare, cum le numeau vechii europeni, veneau exact din zonele pe care astăzi unii ipocrit le deplâng că ar fi fost în istoria lor pedepsite de această civilizație. Hai da, de -să... Asta spun. Este să mare Să ne gândim, da. totuși, nu va să fie interpretat altfel, <coughs> dar dacă am face o listă <coughs> a obiectelor care ne înconjoară, tehnologia, Elementele de cultură, instrumente muzicale și mai departe, o să constatăm că ele au fost create în Europa. Da? Adică, Europa, dincolo de uh, ce au făcut puterile colonizatoare, răul pe care l-au făcut, uh, creațiile europenilor au îmbunătățit viața întregii planete. Pentru că, realitatea este că. Nu există concurență din punct de vedere al progresului tehnologic, al invențiilor, al tehnologiei, curent electric, telefoane, de departe. Nu au fost create nici în Africa, nici în America de Sud, nici în Australia, nici în altă parte. Acum vreau să te întreb o chestiune care ține de o înțelegere mai orizontală a istoriei. E clar că dacă un om are o vârstă, suma oamenilor care compun o civilizație la un moment dat are și ea o vârstă. O, o naștere, o civilizație, un declin și o dispariție. Pare foarte dureros pentru noi fiind contemporani cu aceste vremuri, dar oare la scara istoriei, sfârșitul civilizației nu este o, o constantă? Adică noi dacă ne uităm la graficul ăsta al barbariei care începe, al civilizației care statuează, al decadenței al corupției care anunță sfârșitul unei civilizații și o privim astăzi Că avem această posibilitate și constatăm declinul, coruperea, da. moartea lentă a civilizației care a consacrat un spațiu global timp de 2000, 3000, 4000 de ani, probabil, poate da. chiar și mai mult. Nu este firească, totuși, această moarte. Dacă a civilizației? privim logica istoriei, putem spune că este firească, pentru că toate puterile care au ajuns la maximă prosperitate au ajuns și la declin moral, pentru că prea multă abundență uh, a declanșat uh, decadența. Sunt experimente științifice făcute pe cobai uh, care sau pe șobolani <coughs> care au demonstrat următorul lucru. În momentul în care uh, șobolanii au primit hrană din abundență, deci aveau tot timpul să mănânce, au început să și neglijeze pui să fie preocupați de alte lucruri decât perpetuarea speciei pentru că nu mai avea nu mai era uh, lupta pentru supraviețuire, lupta pentru conservare, pentru protecția puilor, deci își abandonau puii. Da, mureau instinctele. Odată cu confortul îți moare instinctul. Da. Imperul Roman s-a prăbușit din cauza faptului că ajunsese la un grad de corupție și decadență. Corupție morală în morală, primul Morală, da, și decadența era uriașă. Da. Seamănă naibii de bine Seamănă. cu decadența de astăzi. Da. Asta Și atunci dacă avem această simptomatologie a unei decadențe care a anunțat tot timpul în istorie un sfârșit. Noi astăzi suntem cumva niște spectatori, destul de pasivi, că nu putem schimba noi lucrurile. Al unui sfârșit al unui tip de civilizație care nu lasă loc în istorie, pentru că la porțile unei civilizații decadente se află deja Prospețimea barbară, viguroasă, săracă, care își dorește bunurile. bunurile celuilalt, care va înlocui probabil în timp cu o nouă civilizație, pentru că așa s-a construit lumea. Eu spun că anul acesta dorește să fie Anul acesta domnule, va fi definitoriu pentru viitorul civilizației europene, în care eu o percep și pe cultura americană sau canadiană face parte tot din civilizația Sim. europeană, Sim. da? <coughs> Pentru că în acest an sunt alegeri majore atât în statele unite cât și în Europa. Dacă acum vor rămâne la putere tot va rămâne puterea tot ideologia neomarxistă, va fi foarte greu să se mai recupereze peste patru ani sau peste opt ani. Este posibil, așa cum Avertizat chiar și Elon Musk, care se amestecă acum în treburi politice, deși uh, se uh, pune într-un pericol mortal. Și care a făcut uh, o spirală foarte interesantă pentru că el a pornit prin a fi un foarte susținător. Și convins că această ideologie de tip globalist da. este modernă și este a viitorului, și, și pe se parcursul opune, acestui traseu se, se, opune întoarce, total. se întoarce la 180 de grade și se auto-incriminează cât de naiv a fost. Eu îl văd pe Elon Musk ca pe un erou contemporan, pentru că el, ca cel mai bogat om al planetei, admirat de toată lumea, cu abilitatea de a revoluționa diverse domenii tehnologice și cu capacitatea să mai riscuri uriașe pe care 99,99% ,99 dintre oamenii cu bani nu și le asumă pentru că el și-a dat riscuri mortale. Dacă cădeau undeva, cădeau da, toate. A jucat o lină în toate business da, da, lui. Da. Da. El este foarte inteligent și probabil că face strategii cu 10-50 de pași înainte. Dar el prin preluarea Twitter și transformarea lui în ex și prin schimbarea politicii este cel care permite, dacă nu se întâmplă asta, nu avea nicio șansă, dacă se întâmplă o răsturnare a politicii uh, globalist-neomarxiste și uh, conservatorii sau cei care se opun acestei politici, care duce la decadență generalizată, uh, vor reuși să uh, ajungă la putere în Statele Unite și poate și în Europa la un moment dat, atunci avem o șansă. Dacă acest lucru se va întâmpla în anul acesta, eu cred că nici Elon Musk nu va supraviețui mult timp, pentru că îi vor inventa lucruri, se distrugă afacerile, poate să-l bage la închisoare, pentru nu contează ce. Pentru că vedem ce se întâmplă acum cu Trump, adică este evident o mistiune electorală, este evident că se încearcă îngroparea lui dintr-un... Nu contează. S-au inventat tot felul de procese. Unul mi se pare absolut hilar. Adică <coughs> procesul pe care inițial a, fost, a primit o amendă de aproape jumătate de miliard de dolari. Um, un proces care n-a dus prejudicii nimănui. Au venit, uh, s-a imputat că asupra a supraevaluat anumite proprietăți ca să obțină credite preferențiale cu condiții speciale. Și au venit reprezentanții băncilor și au zis, domnule, a plătit tot. Noi suntem mulțumiți, vrem să mai lucrăm cu Trump. Și judecătorul și procurorul a zis nu. <coughs> Noi considerăm că s-a produs un prejudiciu și l-amendăm cu jumătate de miliard. Deci, este, după părerea mea, este o acțiune abuzivă, o emisiune electorală de tip bolșevic, după părerea mea. Adică așa s-a întâmplat în anii 50 în România. Adică te-a luat, nu contează că ai da. fost... -ai, ai purtat șapca, nu știu cum, gata. Ești, te trimitem la canal. Deci tu e. cumva spui că în, într-un sens asemănător dar cu un alt limbaj și cu un alt decor, momentul uh, 2024 când aproape 80% din țările acestei planete au organizate alegeri importante de al căror rezultat depinde destinul pe următorii 5-10 ani, se aseamănă cumva cu momentul 91 când prima secvență a experimentului comunist se încheie cu prăbușirea Uniunii Sovietice, adică ar putea fi un sfârșit al pot să-mi asum exprimarea, sper să fiu corect înțeles, al Uniunii Europene care a devenit o nouă Uniune Sovietică de ceva timp. Cam aceeași perioadă e, eu, dacă eu, să o gândim. Eu, în istorie tot 50-70 de ani da. sunt de da, când da, da. funcționează sau au funcționat la capacitate maximă cele două. Dacă ar fi să... Fac așa o previziune. Aș spune că, deocamdată, răspunea s-ar putea petrece în Statele Unite. După aceea, s-ar putea petrece cu adevărat și în Europa peste patru ani. Eu cred că acum va fi o forțele de tip suveranist. Adică va fi suveranist. cum ar veni atunci, care a sumina cu vreo 4-5 ani înainte. Ceva. Uh, adică forțele forțe suveraniste uh, europene vor câștiga... Ele sunt într-o dinamică. Sunt într-o dinamică, vor câștiga mult la aceste alegeri. Nu cred că vor avea majoritatea. Dacă ar avea majoritatea, s-ar schimba cu tot. Dar dacă în Statele Unite vor câștiga republicanii, Lucrurile vor fi răsturnate din multe puncte de vedere, iar tot ce se întâmplă în Statele Unite se răsfrânge asupra Europei în mod inevitabil. Și atunci vor fi probabil investite resurse pentru susținere politică așa mai departe în Europa, pentru a susține, dacă nu câștigă acum peste patru ani, și Europa să aibă forțe de tip suveranist. Pentru că să ne înțelegem, eu sunt cu totul pentru Uniunea Europeană. Noi trebuie să rămânem, Sigur. este foarte important, dar trebuie să fie o Uniune Europeană a unor națiuni suverane. Nu a unor sateliți fără identitate în care cineva care n-a fost ales de nimeni, cum este actuala președinte a Uniunii adică, Europene... Birocrația da, da, în general nu <coughs> este votată, este doar impusă. Da, este impusă. Da? Stabilește ce trebuie făcut și ce nu. Tot acum este un moment foarte important pentru că, la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, se fac presiuni majore la nivel global pentru ca țările să semneze un memorandum prin care, într-un anumit fel, în cazul unei noi pandemii sau unei crize globale, țările <coughs> planetei cumva își suspendă suveranitatea și capacitatea de decizie, de gestionare a acestor evenimente dramatice, punând în mâna Organizației Mondiale a Sănătății puterea executivă. Este o altă încercare de a prelua controlul și de a inventa o criză la un moment dat care să justifice o imixtiune în problemele naționale prin intermediul sub pretextul unei crize de sănătate. Da, și mie mi-e destul de limpede că de niște timp încoace, principiul acela al vaselor comunicante în politică, numit cândva stânga-dreapta capitalismul comunism, și-au schimbat etichetele. Aici vorbim clar de două mari curente. Curentul tradiționalist, eu l-aș numi așa întâi, tradiționalist pentru că ține de marea tradiție, suveranist pentru că ține de specificitatea unei anumite zone care este unică și nu poate fi repetabilă, creștin în, în condițiile în care marea bază fundamentală de la care s-a po pornit un construct a fost ideologia iudeo creștină. e veche de șase mii de ani dacă le adunăm pe amândouă, și celălalt vas care trebuie să fie comunicant într-o democrație progresist Hai să-i spunem revoluționar, modernist, care are îndrăzneala de a considera că trebuie făcută o revoluție permanentă, numai că noi trebuie să uităm ce înseamnă o revoluție. Revoluție înseamnă că plec într-o aventură pentru a mă întoarce la referențial. Iar referențialul este clasicul, este tradiția, este baza, este fundamentul lumii. Dar ca să nu ne plictisim, că ar fi raiul pe pământ dacă ar exista doar baza asta ca să nu ne plictisim, ni s-a dat îngăduința în istorie să parcurgem niște revoluții, dar fără să distrungem axul la care trebuie să ne întoarcem, că noi ne învârtim în jurul unui ax, care este vertical, asta spirituală, care ne leagă de ceva care transcede și dorința de putere, și dorința de impunere, și bă, bă, transcede imperiu. Cât în, nu s-a distrus Baza clasică, că era totuși în modă, și în muzică, și în istorie, și în politică. La un moment dat, da, după da. ce parcurgi un 358 de grade, ultimele două grade, când mm. mai e puțin să te întorci, te întorci de unde ai plecat. E, acum, ceea ce spui tu și probabil simți și toți cei care ne privesc este că cineva dorește ca această Revoluție să meargă până a distruge. Aici e problema, da? fundamentul la care putem să ne întoarcem după 10, 15, 20, 30, 100 de ani de aventură. Și atunci devine poate cel mai periculos moment din istorie pe care noi studiind -o de unde începe ea și până acum n-am mai întâlnit niciodată vehemența asta de a-ți distruge fundamentul, temeria. Asta e una și... Cancel per... culture, ăla despre care vorbim în Statele Unite, faptul că noi ne dăm cu barosul în baza de mii de ani pe care s-a construit o un eșafodaj, o fi bun, o fi rău, e o construcție da. care a rezistat mii de ani. Cine ne îndreptăzește pe noi să crede că noi putem înlocui o construcție care încă este solidă pe o bază de mii de ani cu altceva fără bază? Și atunci, în momentul ăsta, E un moment care n-a mai existat până acum în istorie. N-a mai existat și mai e un element care uh, face pericolul și mai accentuat. Faptul că comunicarea este la nivel global, sistemul de influență nu se mai reduce la o parte din Europa unde se încearcă revoluția. Ea este simultan uh, se încearcă impunerea ei pe un uh, spațiu uh, uriaș. Și să ne gândim la faptul că mulți dintre gânditorii ideologiei sau dintre făuritorii ideologiei neomarxiste și a exprimat în rânduri admirația pentru China și sistemul ei de conducere și control, unde există uh, acel program de credit social în care totul este supravegheat în funcție de acțiunile tale din societate, bune sau rele, primești puncte sau pierzi puncte, și poți să nu mai ieși din orașul tău de 15 minute, să nu ai voie să călătorești cu trenul sau nu ai voie la anumite servicii, și în acest fel, mulți dintre gânditorii neomarxisti americani admiră China. Și atunci, dacă ne uităm puțin la nivel global, ce constatăm? Pe de-o parte, avem. Două superputeri. China, care este o putere dictatorială. Sigur, nu este sistemul de tip comunist, ăla brutal și uh, limitator, care era pe vremea lui Mao sau pe vremea începutului comunismului în Rusia și așa mai departe. E un tip de comunism cu deschidere. Acolo, în Parlament, sunt miliardari. O țară, două sisteme. O țară, două sisteme. Dexiaoping da. a reușit să impună acest model care a funcționat. A funcționat și face China o mare putere. Da. Dăm voi o mică paranteză. Da. Totuși, unitatea monolitică asta pe care și-o pretinde de China în imaginea exterioară, este și asta un fals istoric. Sunt 52 de neamuri, de da. triburi, de da, seminții da, da. în China, care sunt foarte particulare și vedem Chiar în ciuda faptului că este o mare cenzură în opinia publică chinezească și e foarte complicat să înțelegem exact ce se întâmplă acolo pentru că nu avem acces la această informație, dar din câte știm, e problema oigură, unde o altă populație care nu recunoaște modelul problema ăsta Tibetului? de impunere. Este problema Tibetului, sunt din ce în ce mai multe seminții din astea 52 care compun marea populație a Chinei, care nu doresc. Hong Kong să care renunțe nu să la toarcă. particularitate, la tradiție, la religia, la moștenirea lor. Accept pentru câtva administrativ, așa că e armata chineză care vine peste tine dacă nu ești de acord, dar nu sunt atât de globalizați nici măcar ei în interiorul chinei și atunci ar mai fi și aici așa un licăr de speranță că nu e... Nu, nu e dracu atât de Nu cred că dacă se întâmplă ceva la nivel, la nivel global. Pentru că în China deja este scanare facială este acel sistem de credit social, e inteligența artificială, ești supravegheat la fiecare da. pas. Avem o altă Am Am super... văzut în timpul pandemiei <coughs> că da. funcționează acest sistem. Iată. Cu drona aceea care venea și spunea, prietene, ai 37,6 temperatură și dacă nu intri ca în casă de bunăvoie, o să te bage niște tovare. Da. Rusia. Da? Este un superstat cel mai întins, cel mai cu spata cel mai mare de pe Terra. Sunt aproape 200 de etnii în interiorul Rusiei. Chiar dacă, la față este o democrație, în realitate, nu o să câștige nimeni în viitorul apropiat în fața lui Putin, eventual caz de pe bloc. Da? Deci avem deja două puteri uh, uh, nucleare cu care nu te poți juca. Pentru că dacă ajungi la, la forță majoră, nu mai scapă nimeni, da? care au un anumit tip de sistem de control al populației. Dacă în Statele Unite și în Europa se ajunge, pentru că acolo se tinde spre controlul populației, digitalizarea totală a banului, scoaterea banului cash din ceea ce înseamnă că vei fi la control, la Iar aici totală. România vrea cu orice preț să fie pionieră la chestia asta, e ceea ce mi se pare o mare eroare istorică. Bineînțeles. Uh, și atunci, dacă uh, și în Statele Unite, și în Europa, se va ajunge în punctul în care vom trece pe un sistem de nou socialism, așa, uh, controlat, perspectiva la nivel planetar uh, va fi sumbră. Pentru că deja marile puteri, Statele Unite, Uniunea Europeană, China și Rusia, ar fi toate aliniate pentru prima dată în istorie unei ideologii similare, care înseamnă controlul populației în mod brutal și absolut. Ar avea, acela absolut, sistem, de fapt. Ar avea oricum, același sistem. În momentul ăla va fi foarte greu să mai ieși de acolo pentru că uh, fiecare va avea interesul ca toate să rămână în același sistem. Poate că în spatele cortinei, dincolo de ciondănelele și de amenințările reciproce, poate că există o colaborare pentru a merge ca frații spre acel tip de socialism? Păi, dacă acum n-am cum, că mi-am petrecut mulți ani studiind chestiunea asta, am introduce fix în acest moment al discuției marile predicții legate de sfârșitul civilizației umane, ele s-ar putea comprima într-o singură frază. Armagedonul va izbucni când se va fi instaurat deja guvernul mondial. Și nu va veni ca o pedeapsă, ci va veni ca o binecuvântare, pentru că în urma confruntării epice între imperialistul global și omul spiritual, va veni un cer nou și un pământ nou și o pace, o liniște de o mie de ani. Nu? Noi suntem foarte aproape de instaurarea a ceea da. ce va însemna Imperiul Global. Că suntem. Da. Da. la doi pași distanță de Imperiul <coughs> Global trebuie doar, ce spui tu armonizate cele două blocuri, Rusia China cu tot ceea ce reprezintă zona lor de control cu UE, NATO, America, cu tot ceea ce reprezintă zona ei de e control toată dacă, -a, deocamdată suntem în interiorul confruntării a două imperii mari da. e, în momentul în care se va găsi acea sinergie sistemică de care vorbești tu și cele două modele se vor întrepătrunde și vor deveni un singur sistem, piramida Imperiului Global este deja ridicat. Și atunci marile profeții și prorociri pe diversele curente religioase, nu neapărat da. creștine spun că acela este momentul T0 în care Dumnezeu va veni să judece lumea. Și eu zic, dincolo de faptul că va veni sau nu va veni Dumnezeu, vom vedea dacă se întâmplă asta, dar este destul de clar că ne aflăm foarte aproape de un astfel de punct. Iar tehnologia uh, avansată la care a ajuns omul astăzi, pe care a ajuns să o dezvolte, uh, deși ar putea să ne ducă să devenim o, o civilizație colonizatoare în galaxia noastră, uh, s-ar putea să fie instrumentul, ul, cel mai puternic instrument de control dacă va fi folosită în acel sens. Acum, și aici este o, o chestie. Poate că, ținând cont că se dezvoltă aceste tipuri de inteligență artificială, toată lumea le dezvoltă. S-ar putea să asistăm la un război al inteligențelor artificiale, ele între ele, unele care sunt deținute de cei care chiar vor să controleze lumea și alții care se opun prin intermediul inteligenței artificiale. Eu așa fac un scenariu SF. Eu cred că Elon Musk, Păi suntem în războiul stelelor. De da. Fapt. Ar fi în stare să folosească propria lui inteligență artificială, care se dezvoltă într-un ritm de asemenea accelerat, pe care o. Dacă celelalte sunt setate în cheie neomarxistă, da? Știți, știți scandalul de la inteligența artificială de la Google, care n-a vrut să dea imagini cu părinții fondatorii Americii cu de mai deschiși la culoare, i-a făcut uh, da, din da, altă da. așa. Eu cred că am putea să la un război inteligențelor artificiale, în care cineva că Elon Musk, poate și alții, ar lansa propria inteligență într o bătălie epică pentru a preveni, pentru că Elon Musk vremea și a asumat riscul de a fi chiar eliminat fizic în această confruntare cu ideologia neomarxistă, dacă numai câțiva ani era un votant al lui Biden, acum de curând a spus că dacă nu vom avea un val roșu republican la următoarele alegeri, America este terminată. Este o afirmație făcută da. de cineva care lucrează și cu armata sua, pentru că sateliții pe care le pe orbită, să nu imaginăm că cineva, o persoană fizică, ar putea să umple planeta de sateliți fără există, să existe o prietenie între forțele armate americane și acel om. Și o protecție a lui din zona unor servicii, a unor servicii speciale din armată, pentru că acolo sunt interese foarte mari. Nu ne imaginăm că Elon Musk poate să facă de unul singur când vrea el. Tot istoria ne stă așa cumva mărturie că e posibil să fie și un never ending story. Pentru că, dacă acceptăm că nu știm nici când a început istoria, e destul de rațional și de logic să nu știm nici când se va termina. Și dacă această confruntare epică între oamenii care își iubesc libertatea și oamenii care doresc să-și impună propriul lor model într-un Imperiu, oricare ar fi el, poate să fie și un Imperiu intergalactic, dacă ne întoarcem la Războiul Stelelor confruntarea asta, asta e epică și continuă nu se va termina niciodată chiar și profețiile și prorociile nu vorbesc de un final ci doar de un moment de respiro, de răgaz de o <coughs> mie de ani de zece mii de ani nu, și diavolul n-a fost înlănțuit tot timpul a fost eliberat după o perioadă dacă ne ducem pe, pe firul mitologiei religioase Adică e un never din story. Nu știm nici de când începem, nici când ne terminăm. Dar e clar că ceea ce ne definește în istorie este de fapt această confruntare între omul liber și omul care dorește să-l ia pe ăla liber și să-l ducă în sclavie. Un uh, tânăr maestru Shaolin din Orient, în, în prezent în Europa, spunea la un moment dat ceva foarte <coughs> interesant și anume că este o iluzie să te gândești că vei putea merge pe stradă fără teama noaptea că cineva s-ar putea să-ți dea în cap, mai ales în Occident. Și prin urmare, problema nu este să te lupți, să... pentru că istoria ți arată că niciodată n-a fost lapte și miere. Pe această planetă. Așa că, creează tu în jurul tău un spațiu de bine, de securitate, de armonie, și este contribuția ta la un bine mai mare. Pentru că, dacă vei sta setat și vei căuta să simți că pe o tăi se află viitorul umanității și că de tine depinde ce se va întâmpla și te consum pentru orice chestie, nu faci bine nimănui. Așa că, retrage de puțin, fă binele influențează pozitiv oamenii de lângă tine, creează un spațiu uh, cât mai larg în jurul tău în care să fie o influență pozitivă. Și acel lucru, dacă o fac mai mult și impusem și pe alții să o facă, este ceea ce poate să ducă la o schimbare, uh, cel puțin într-o anumită zonă. Pentru că global, mai ales dacă planeta asta, cum mai spun anumite tradiții, este <coughs> un fel de purgatoriu, locul în care obligatoriu Uh, se întâlnesc cu oameni de toate condițiile, în sensul că ușă nu ușă poate să stea un sfânt cu un criminal în serie. S-ar putea ca uh, acest spațiu în care trăim noi, dacă privim din punct de vedere spiritual, să fie, de fapt, unul uh, foarte favorabil evoluției spirituale. Tocmai pentru că ești pus în situația de a te confrunta cu lucruri, de a dovedi. Sau ești provocat să îți păstrezi demnitatea, curajul, să rămâi de partea binului, chiar și când pare că totul este împotriva lui. Așa că, până la urmă, cred că dacă tragem concluziile care trebuie, să fim recunoscători că suntem aici, că trăim astfel de uh, perioade, chiar dacă ele sunt dramatice, pentru că e un moment unic, totuși. Uh, spunea. Uh, tot cei care uh, 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 sunt implicați în zona de inteligență artificială, că revoluția inteligenței artificiale va fi mai mare, și noi nu putem înțelege încă, decât revoluția generată de apariția curentului electric. În mod sigur. Dar așa ca să închei că nu mai sunt multe de adăugat la pledoaria ta pentru care îți mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui, așa măcar, ăsta să fie exercițiul individual al fiecăruia dintre noi, să ne acceptăm și într-un spațiu comun al îngăduinței. Pentru că dacă soarele, pământul și aerul suportă la distanță de o ușă un sfânt și un criminal, un conservator și un progresist, un tiran și un mare eliberator social sau cultural, și noi înși ne-ar trebui să acceptăm faptul că dacă ne îngăduie viața pe toți și nu ne trăznește din când în când pe niciunul, ci avem dreptul de a trăi, de a învăța, de a experimenta și de a muri cu toții și nu ne-am mai război fiecare cu bisericuța lui și cu bucățica lui de dreptate încercând să-i o impună și celuilalt, poate că putem spera la un moment dat cu sau fără inteligența artificială, că ea tot de noi este programată, să putem continua această poveste misterioasă, numită viață, și niște condiții mai prietenoase. Adică. S-au mai întâmplat în istorie și momente da, bune. S-au întâmplat, da. Îți mulțumesc foarte mult, și Daniel. Eu, eu am să te urmăresc în continuare cu aceeași admirație. O să ne vedem și de fac așa o confidență prietenilor mei că m a invitat și tu da. la tine în spațiul tău și am acceptat cu multă plăcere, așa că dacă nu v-am obosit prea tare și v-am plictisit în această formulă, ne vedem data viitoare la acasă, acasă la Daniel Roxin. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru atenție.